Asta e plină de bolnavi, despre ce vorbim? Păi ce facem cu ăștia? Lăsăm să moară? Ca să avem din ce în ce mai puțin bolnavi? Stimate domn, n-am spus domnul că lăsăm să moară. Doamna problema Petraru, este... concluzia este în felul următor. În bugetul primăriei capitalei 2016, Consiliul General și primarul general interimar Răzvan Sava, care acum vrea să fie primar de sector, au prevăzut pentru cele 19 spitale Mahmut care le are în administrare primăria capitalei 240 de milioane de lei în anul 2016. Asta reprezintă 5,6% din bugetul de 4,1 miliarde pe care îl administrează Primăria Capitalei și Consiliul General, comparativ cu banii prevăzuți pentru cultură, însemnând 396 de milioane de lei în acest an, însemnând 9,5% din bugetul Primăriei Capitalei. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în București avem cultură de 400 de milioane de lei, adică 100 de milioane de euro într-un an, prin oferită de Primăria Capitalei, eu nu mai candidez. Păi să ne ierte Dumnezeu, prin Arcup și prin toată direcția de cultură care are 60 de milioane anul ăsta, se sifonează bani pentru clientela politică. Aveți dumneavoastră o dovadă când spuneți asta? Nu cam dovadă, e evidentă. Păi, e evidentă pentru dumneavoastră, dar sunt tot felul de proiecte de care poate n-ați auzit. Și pentru bucureștean e evidentă. Sunt festivaluri de film, sunt festivaluri de teatru, sunt tot felul de activități. Repet, tot felul de pentru 19 spitale, într-un oraș care reprezintă și găzduiește 11% din populația României. Dar dumneavoastră nu vi se pare normal 19 ca spitale Mahmut să fie, să stea bine și la capitolul cultural? Dar comparativ, 240 de milioane de lei, 5,6% din buget, 19, tot sistemul de sănătate din București și 400 de milioane de lei, 10% din bugetul capitalei cultură. Deci nu asta e de la cultură, asta e de la sănătate. Trebuie dacă să, ar fi să echilibrați. Orice societate se susține pe trei mari piloni care susțin orice societate în lumea asta. Mă refer la educație, la sănătate și la siguranță. Însemnând, intrând în siguranță, poliție, armată, justiție. Acești trei piloni în România și nu mai în București, vorbesc de România, în acești 26 de ani au fost în permanență căpușați și slăbiți. Sunt cele trei sisteme care au dărâmat societatea românească în 26 de ani de acești hoți, jefuitori și trădători care au condus România. PNL, PSD, UNEPR, toți la rând.